Bine v regăsit, prieteni! Uite, asta e chiar o chestie interesantă pe care o trăiesc pe pielea mea. Ce spun antivaxării sau, dacă vrei, pesimiștii COVID-pesimiștii, COVID-pesimiștii, nu știu cum să le spun, da, când află că ai uh, COVID. Da, am făcut infecția asta, asta este. Forma este ușoară, vaccinat de trei ori, dar este foarte interesant să vezi... Uh, cum umblă mintea oamenilor care nu cred în, în știință, în, în tot ce înseamnă nebunia asta de urgență sanitară. Este prima categorie care vine și spune foarte clar domnule, no, și ce dacă te-ai vaccinat, ai luat aiurea, serurile alea experimentale, a spus în ghilimele, în mod evident, asta, ai văzut că nu te scapă de infecție, o să vezi acum, noi nu ne-am vaccinat sau am trecut prin boală și n-am avut nimic, o mulțime de astfel de mesaje. Să să vorbesc mai mult despre mesajele primite pe privat, da, pe Facebook, culmea, în care lumea cumva e aproape nedumerită că, bine mă, te-a infectat nici măcar un ATI, o spitalizare, un selfie de, de pe de, de spital cu masca de oxigen, ce fel de bolnav ești tu, da? Te-ai te vaccinat ca să ce? Ai făcut bani pentru Big Pharma, Ești plătit de, de Big Pharma, de oculta mondială, mai ești plătit ca să faci reclamă la, la vaccinul. nu, no, acum te-ai infectat, ai văzut, pune-ți repede cenușă în cap și fă temenele, pupă moaște, etc. Bun. Sigur că nu le spun asta cu încrâncenare, că acum n-ar -ar, -ar trebui să fiu foarte, cum să zic eu, decos. Pentru că până la urmă, alea trei doze de vaccin, Uite că mă ajută să fie o formă ușoară a virusului. Nu știm de unde l-am luat, nu are sens să, să caut pentru că deja la, la, ce, la ce transmitere este, s-a cam dus. Bun. Vine a doua categorie. A doua categorie care. E cumva, așa. Nu, no, ai văzut mă că nu s-au folosit cărțile de acolo. Da? Și cu conacul tău. Nu, no, acum stai în conacul tău acolo. Și mă gândeam, mă, ce. ce ce viziune are lumea asta din vizuină, știi? Viziunea vizuinii știi eu, sau vizuina viziunii. Dacă ți-ai făcut o casă cu târnați pentru că îți plac lucrurile tradiționale și târnațul îmi aduce aminte de bună mea, de tot, toate chestiile alea faine care se întâmplau în copilărie, gata, domnule, ai conac. Casa mea e o casă cu trei dormitoare, da? Într-adevăr, e un pic mai mare că mi-am pus și biblioteca. Da, veneau cu o de asta cumva, nu acum ce o să faci? Da, numai că nu nu, no, acum suferă dacă ești fraier. Și mă gândeam, mă, totuși, cel mai spur la forma asta ușoară, nu este faptul că ai o voce un pic mai dogită sau că din când în când ai mici dureri de cap. Știi care i spurcăciunea? Că stai în casă, în curte și dacă trebuie să zii o pâine, suni un prieten, lasă plasa la gard, îi plătești pe MBTP sau pe cei plătești pe Revolut. Știi, asta îți lipsește un pic socializarea. Prima zi, un pic. A doua zi, un pic. A treia zi, deja vrei totuși să vezi oameni, bă, îi vezi peste gard. Asta, asta e cel mai greu. Dar când, când citești comentariile celor. și atenție, nu sunt cu o ură de aia de. ca să urăști înapoi. Au o ură copilărească. O ură aproape aproape de, de, nu știu cum să zic, de ludic. Se joacă cu sentimentul ăsta. Îți aruncă nu ca, un, nu ca pe o piatră după tine ura asta, o aruncă așa mai mult ca pe o, ca pe bulgăre de zăpadă. Știi? Adică nu te poți supăra pe ei și nici n-ai cum să te superi pe opinia omului, numai dacă ești prost. Da? După aia mai este cealaltă categorie, aia care face mișto de tine a care face mișto de tine și începe să aibă tot felul de, de elucubrații. Sigur, și alea sunt cumva spumoase pentru că, vă mai spun un secret, când ești în izolare, când ești în carantină, bă, nu ți se mai par atât de, 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 de uh, josnice lucrurile josnice sau atât de grave lucrurile grave. Le citești, oricum, în am noroc, cam curte, dar mă gândesc la cei din apartament cu forme ușoare, cred că stai și citești și Instrucțiunile de folosire de la mașina de ras. Da? Și atunci vin ăștia cu, cu miștocarea, cu, cu. rostogolesc o grămadă de chestiuni auzite ei pe nu știu unde, da? Și după aia vine cealaltă categorie, și eu aș spune că asta, categoria asta, ultima sau penultima, încă nu știu, dar e cea mai, cea mai periculoasă. Pentru că sub masca seriozității, încep să-ți dea sfaturi. Țuică fiartă, lămâie, vitamina nu știu de care, medicamentul nu știu de care, hopa, aici deja cred că ar trebui să, să avem de 10 ori mai mult spirit de evaluare, pentru că <coughs> a da un tratament doar pentru că l-ai văzut pe Facebook sau l-ai văzut pe, pe Google sau ai auzit de la nu știu care, evident, mare doctor, sigur că nu. Pre, nu nu era epidemiolog, nu era, uh, uh, era asta de, de zi, de silicoane sau de ochi, da, o oftalmolog, dar se preiau de acolo o grămadă de uh, panaceu, da, panaceu, medicamentul la universal. Bun, mai este o categorie, după aia vorbesc acum de ea care fac mișto. Sigur, aici trebuie să fac o paranteză mare, mare, mare și trebuia să încep cu ea. Da, Sunt cei mai mulți Sunt acei oameni cinstiți care îți doresc sănătate Și dacă n ai fost de acord cu ei Nu e nicio problemă da? Pentru că înțeleg ce înseamnă boala asta Boala poate să fie foarte gravă Sau poate să fie foarte ușoară Sau poate să fie și medie Doar că asta depinde de o mulțime de lucruri Și îmi spunea cineva Nu, no, domnule, dacă Ce haznă ai că te-ai Ce mare câștigă e că te-ai infectat Nu, no, mare chestie Domnule, cred că am evitat un risc. Dar ce crezi, că nu erai la fel de în formă ușoară dacă nu făceai vaccinul? Nu știu. Dar nu știu, ăla s-ar fi putut să fie granița dintre uh, uh, biblioteca mea și patul de spital. Granița dintre uh, faptul că stau aici cu o vestă și cu o cămașă și uh, pijama o, aia de spital, uh, faptul că mă duc acum... Uite, încă o paranteză, în paranteză. Eu, cicănevasă, mai nu mă las să dulciuri, dar acum mi-am făcut o cremă de zahăr Asta. Da? Și una e să pot să mănânc o cremă de zahăr ars, mamă ce bine miroase, da? Și alta e că trebuie să apăs pe buton să vină doamna asistentă să-mi pună masca de oxigen. Asta, asta, face vaccinul. Da, mă rog, fiecare face ce vrea, este o alegere, nu fac reclamă că și așa de câte ori am vorbit de faptul că m-am vaccinat, toată o mulțime au sărit, de fapt toată lumea, că fac reclamă la Big Pharma și sunt plătit de o cultă și să-mi declar veniturile, să vadă oare de unde primesc bani, etc., etc. <coughs> Prostii, porcării de-astea comuniste. Mai este o categorie care îmi zice da, într-adevăr sunt puține aia, na, domnule, ai văzut că, că nu te ajută la nimic, că degeaba ți-ai făcut casă, că degeaba ai mașină, că degeaba ai bani. Vezi că au venit boala și peste tine. Și mă uitam așa cumva distrat, mă, totuși, Vezi, stânga n-a dispărut din țară. Știi, m-am uitat după aia pe profilul omului sau oamenilor, au fost trei da care vorbeau așa de bogăție, care nu te apără, etc. Bogăție vorba vine. da e, Toți erau votați de dreapta. Adică, bă, să nu vadă unul îl înjura pe Dragnea, ăla, -l -l, pe nu știu care, toți păreau să fie acolo undeva către dreapta. Știi, unul singur era propagandist e, al aurului. Și mă gândeam, totuși, vezi că n-a dispărut stânga asta. Poate au dreptate cei care îmi reproșează, domnule, de ce vorbești de stânga și dreapta în România? S-ar putea să aibă dreptate pentru că, de fapt, stânga și dreapta este așa o chestie de emoție. Domnule, m-am săturat de Dragnea, votez cu ăla, m-am săturat de ăla, al votez cu PSD-ul, m-am săturat și de ăștia doi, votez cu ăla, adică așa un fel de chestie de hai să nu mai votez cu ea că m-au enervat, m-au dezamăgit, etc. Bogăția la noi este privită, nu ca și fi bogat, este privită cu un fel de ranchiună. Prosperitatea este privită cu un fel de ranchiună. Da? Adică, cumva, societatea asta mică, a lor care, care urăsc prosperitatea, da, te privește ca pe un vinovat. Și cer ca tu să te comporți ca un vinovat. Să pui capul în pământ, să spui nu mai fac, trăiesc ca voi, unii mor de foame și tu ai mașină. Am mașină. Unii de foame și tu ai casă. Am casă, nu este nici conac, nici palat, e o casă. 98% din populația României este proprietar. Printre aia 98% ia ca și eu. Sigur, dar de ce ai casă? Dar de ce la Cluj? Păi lângă Cluj. Dar de ce... De ce casă și nu apartament? Pentru că m-am mutat de vreo opt ori ca să tot pot să pun ceva pentru casă. Aha, de aia. Și de ce ai mașină? Păi cam mașină. Mașină scumpă. Nu i scumpă. E un Chevrolet Cruz. Dacă dai pe OLX, cred că la 200.000 de km, cât are mea, cred că o iei la vreo 4.000, 5.000 de euro. Nu e așa de scumpă. Mă gândesc că dacă mi-aș lua un Logan nou, ar fi de două ori mai scump. Numai că, într-adevăr, nu m-ar mai, nu mai privi poporul ăsta mic și, și stângace în capitalism cu atâta ură. Dom'le, are Logan, nu-i mare, nu mare lucru, toată lumea are Logan știi, de la de 9.000, dar ăsta cu cruzul lui de 4.000-5.000 de euro, ăsta trebuie ejectat, că ăsta e un bogătaș, știi? Și de aici de la, de la stângoismul ăsta tâmpit, că, domnule, unii mor de foame și tu te, tu te plimbi cu mașină și neagră, atenție, da, și neagră. Și citind toate comentariile astea, îmi dau seama că vezi, pandemia a scos totul ce avea la iveală. Ne-a obligat să ne ranforsăm frustrările, să le punem pe raft. Poate și ale mele. Stai liniștit. Nu sunt eu la perfect și toți aceia care au comentat sunt niște loze. Nu. Câteodată suntem loze toți, câteodată suntem perfecti Asta este. Fiecare după cât se pricepe să-și ducă ziua. O scos cumva la iveală popoarele mici. Popoarele mici care, chiar dacă nu sunt foarte puternice, sunt extrem de vocale. Și mi-am adus aminte de un banc, l-am citit pe Facebook, într-adevăr, da? că acum am timp, oh, oh o, 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 pe Facebook, n-am nicio treabă. Și zicea unul, vine unul de la oraș și îl vede pe un țăran. Dă cu biciu măgar, dă cu biciul măgar. Hai, surule, hai, murgule, hai, joiană, hai. Și îl întreabă, dar bade, atâtea nume îi dai de... Ai uitat cum îl cheamă? A, nu, vreau să-i dau impresia că nu-i singur. Știi? Ceva în genul ăsta se întâmplă și cu popoarele astea mici, foarte, foarte guralive, foarte, foarte de stânga, culmea, există o stângă în România care e un pic altfel decât, decât ce am văzut noi în stânga europeană. Ei cer partidului ăstuia care se proclamă de stânga, da, ca să nu mai zic că e de stânga PSD-ul, da? să fie un partid european, dar în același timp nici ei nu sunt de o stângă europeană. Da? așa cum cei de dreapta cer partidelor de dreapta, vorbesc aici de PNL care se spune că are rădăcinile de acolo, și un pic de USR, dar la USR e o chestie care e și stânga, și centru, și dreapta, da? să fie europene, dar poate că nici noi nu suntem cei mai europeni atunci când cerem asta partidelor. În rest, să știi că e o experiență chestia asta cu COVID-ul. Doamne, ferește să o faci, nu doresc nimănui, n-am o formă gravă, repet, dar este destul de, știi, îți arată că poți fi dintr-o dată în incapacitate. Sigur că te poți mișca, poți merge, tai lemne, pun în șemineu, mă duc ca duc cu îi bag în termoșemineu, dar nu poți ieși din curte. Și atunci, dintr-o dată, parcă distilezi altfel ă, definiția asta a libertății. Nu te închide nimeni, doar că nu poți ieși. Nu spune nimeni că ești, ești închis, doar că... În primul rând, responsabilitatea te, te obligă să stai înăuntru, știi? Și nu-i tocmai cel mai comod lucru. Că Netflix-ul te uiți la două filme și gata, nu mai ai chef de altceva, te mai duci pe afară, mai faci o chestie, mai dai zăpada, dar nici aia nu poți să o faci la nesfârșit și încet, încet te cuibărești în tine și îți dai seama că nu simți boala, dar simți boala aia din jur. Alea în care bolile alea turbate, care nu vor dispărea odată cu pandemia. Invidia aia că eu mor de foame și ăsta uh, uite, are COVID și face emisiuni, da? Invidia aia că, nu am mă, de ce te-ai vaccinat? Vezi că nu te a ajutat la nimic. Uh, prostioarele astea mici, care dintr-o dată ți se par foarte importante. Uh, să aveți sănătate uh, și să nu trebuiască să citiți tot felul de oameni. Vi le-am spus eu în cazul în care se întâmplă.